În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preamărească pe tine, pe cum i-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui, iar viața cea veșnică este aceea, ca să te cunoască pe tine singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi L-ai dat să-L fac. Și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine, Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe care mi-ai dat ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei care mi-ai dat, i-am păzit și nici unul dintre ei n-a pierit, decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos s-a înălțat. Tată, acum eu vin la Tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei. Cine? Ucenicii mei. Cei care sunt cu adevărat ucenicii mei să aibă în ei veselia și bucuria de plin, adică plinătatea harului și a darului. Și această bucurie care să o aibă de plin în ei este pentru că ei au în ei viață. Și viața este aceasta, să te cunoască pe Tine, Dumnezeul cel adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care, Doamne, Tată, Tu L-ai trimis. Bucurie și veselie în ei au copiii, pentru că copiii, iubiți credincioși, nu sunt din lume. Copiii sunt din împărăție, din lumea lui Dumnezeu. De aceea spune Domnul: eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume. Pentru lumea care am creat-o eu, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea, spune arhiereul în timpul Sfântei Liturghii. Lumea Ta, dreapta Ta, desăvârșește-o pe ea. Lumea în care se găsesc rațiunile lucrurilor create de Tine, nu lumea creată de om cu Duhul Lumii sub inspirația Duhului Întunecat. De aceea, în lumea mea, creată de Mine, Dumnezeu Atotputernic, eu vă vreau pe voi și vă vreau alduiți în Mine, ca mlădițele în viță, și vă vreau să aveți în voi viață, să aveți sevă, să aveți plinătate, să aveți putere, și pentru aceasta trebuie să aveți în voi iubirea. Pentru aceasta veți cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Iar dragostea care o cer vouă este aceea pe care v-am dat-o eu. Pentru că poruncă nouă, nu sfat sau
recomandare, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi, adică iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc ca să fiți desăvârșiți precum Tatăl nostru, votul cel ceresc, pentru că Tatăl din ceruri plouă și peste buni și peste răi. Tatăl din ceruri pe cel drept iubește și pe cel păcătos miluiește. Tatăl din ceruri, cum a spus ieri, prin Fiul și în Duhul, cu brațele Lui părintești de Tată, nu de stăpân, nu de esență impersonală, nu de atotputernic, ci de Părinte, El îmbrățișează și mângâie continuu, neîncetat, până la sfârșitul viacurilor și în veșnicie, pe fiecare suflet și trup în parte. De aceea, de aici vine bucuria și veselia de care spune Domnul nostru Iisus Hristos. Acum însă eu, Tată, vin la tine. Adică m-am răstignit de bunăvoie, m-am pogorât la ea de bunăvoie și am înviat prin puterea mea și mă înalț deasupra tuturor prin puterea mea și prin chemarea ta, pentru că Tatăl și Fiul una sunt, și vin la tine și acolo primesc ceea ce n-am pierdut niciodată. Slava pe care am avut-o eu mai înainte de întemeierea lumii, slavă în care chem și pe fiii mei, prietenii mei, ucenicii mei, și pe nici unul nu vreau să pierd, pentru că eu pentru aceștia mă rog, Tată, nu pentru lume. Lumea cu ale ei lasă morții să-și îngroape morților, pentru că au ales prin voință să urmeze lumii, dar aceștia au lăsat toate și le-au urmat mie, tot prin voință, și s-au lepădat de voile lor, de lucrurile lor, de toate ale lor. Și pentru aceștia mă rog ca să aibă în ei bucurie și veselie. Copiii de ce sunt așa? Pentru că ei sunt măsura împărăției. Și iată, împărăția deja este înăuntrul vostru. Ei sunt măsura împărăției. Până nu veți ajunge la nevinovăția unui copil, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și de ce sunt ei plini de bucurie și de veselie? Pentru că au conștiința curată. Pentru că în ei nu este duhul lumii de mici de prunci, în ei nu este duhul iubirii de arginți, nu este duhul stăpânirii, nu este duhul puterii, ambiției, orgoliului, a lucrurilor și a stăpânirii lucrurilor din lumea aceasta, în ei nu este de mici, duhul desfrânării și a slavei de șarte și a tuturor lucrurilor legate de mândrie, cei sunt inocenți, sunt curați, sunt nevinovați. Și a unor acestora nevinovați este împărăția și a unei din start starea, bucuria, veselia și nimic mai puternic pe lumea aceasta ca o conștiință curată. Și în timp ce omul crește, se împătimește și din ce se împătimește, iată că intră în el Duhul Lumii în el și Duhul Lumii este cel care alungă Duhul lui Dumnezeu. Cetatea lumească începe să biruie în el, cetatea împărătească. Împărăția lumii se luptă cu împărăția lui Dumnezeu în inima lui și atunci el trebuie să aleagă. Ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. Dar când este cu lumea, pierde bucuria și veselia și pacea și liniștea și iubirea lui Dumnezeu și mângâierea dumnezeiască. De aceea, iubiți credincioși, special am lăsat ieri acest aspect în predica de ieri, ca să înțelegem la nivelul cel mai înalt că Bunul Dumnezeu, din clipa în care ne trezim, ne mângâie fața cu un răsărit de soare. În clipa în care am ieșit afară, ne mângâie părul cu roadiere de vânt. În clipa în care am făcut doi pași, ne mângâie sufletul prin auzul unei păsări care cântă. Am mai făcut doi pași și inspirăm un aer curat și ne mângâie în interiorul nostru cu tot ceea ce este mai pur și mai oxigenat și mâncăm ceva creat de El, un fruct, un dar, ceva, și mângâie sufletul și aducem slavă lui Dumnezeu pentru soare, pentru vânt, pentru floare, pentru hrană, pentru că mergem, pentru că ne mișcăm, pentru că ne bate încă inima noi și le mângâie pe toate cele sufletești prin cele trupești și le mângâie pe cele duhovnicești prin cele sufletești și invers, urgând de sus în jos, prin cele ale Duhului, le mângâie pe cele ale sufletului și ale trupului. Pentru că, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeu lucrează de plin. Dar unde este problema de nu este bucuria și veselia? În lipsa de mulțumire. Nemulțumitori. Nemulțumitori, iubiți credincioși, că ne-am trezit din pat. Nemulțumitori că am făcut doi pași.
nemulțumitor că încă ne putem îmbrăca singuri, că putem mânca, că putem merge, că putem discerne, că avem mințile întregi, nemulțumitor pentru darurile părintești de sus, ca fii ai cerului și nemulțumitor pentru darurile primite prin părinții noștri trupești și prin mai marii noștri, care continuu se gândesc să ne dăruiască ca să ne mulțumească, iar noi împietriți și nemulțumitor copii față de părinții noștri și copii față de părinții duhovnicești, nemulțumitor, adică împotriva Euharistiei, care înseamnă mulțumire. Și aici, în acest spital duhovnicesc, în biserică, iscă din cioși, de când am intrat, noi ne îndreptăm către un punct important, către acel moment în care spunem, umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Și această bucurie și veselie o spunem după ce ne-am împărtășit și ne-am împărtășit după ce ne-am smerit și ne-am smerit după ce ne-am pocăit și ne-am pocăit după ce ne-am căit și ne-am căit după ce am conștientizat că am greșit și toate acestea lanț se țină unele de altele, biscuie dincioși, ca să ce? Ca să îi aduc pe toți la mine, Doamne, într-o unire desăvârșită cu Tine, așa cum Tată Tu ești în mine și eu sunt în Tine, să-i scot pe toți aceștia din lume și să-i duc în lumea Ta, în lumea sfințită de Tine. Dar omul, biscuie dincioși, dacă vine la biserică, nu se mai bucură. Dacă aude apostolul, nu mai înțelege. Dacă aude Evanghelia, nu simte nimic. Dacă primește cântarea, n-are nicio bucurie. Dacă este preot la văvodul mic, văvodul mare, nu pricepe, nu simte, nu înțelege. Și mai mult decât atât, n-are bucurie în el când vine la biserică. Nici când se împărtășește. De aceea nu dorește. Nu dorește să se mai împărtășească pentru că nu simte. Și de ce? Pentru că s-a împietrit cu inima, pentru că nu mai are înțelesurile, pentru că pentru el este un spectacol liturgic, nu este însă viața. Dacă am deschide ochii și am vedea când cântăm ca pe împăratul tuturor, înconjurat de cetele îngerești, aleluia, 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 să vedem tot ce se întâmplă aici, am înlemnit și cum spunea un părinte după epicleză, am strânge praful de pe podeaua bisericii și l-am pune ca sfințenie în mâncarea noastră de zi cu zi. Totul se sfințește, iubiți credincioși, la un nivel nebănuit. De aceea, nu există întâlnire mai mare, mai plină de comuniune, de slavă și de înțelegere decât Sfânta Truchie, unde ne întâlnim cu Împăratul Cerului și a Pământului. De aceea, veșmântul nostru trebuie să fie mai grozav, mai impecabil decât toate momentele din viața noastră. Atitudinea, trăirea, atenția trebuie să fie focalizate 3 ore, mai important decât orice moment din viața noastră. Și când ne împărtășim, uităm de tot. Uităm de tot și de noi, pentru că ne împărtășim pentru El, nu pentru noi. Ne împărtășim pentru Dumnezeu și apoi pentru noi. Și apoi pentru tot organismul și acest trup duhovnicesc. Și uităm de noi pentru că slujim și iubim, răstignindu-ne și totodată uitând de noi într-o slujire desăvârșită, cine vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Și atunci, iubiți credincioși, bucurie și veselie nu există pe fața pământului. Uitați-vă și închideți ochii, triști, abătuți, însingurați, nemulțumiți, speriați și toate celelalte, lipsiți de bucurie. De ce? Pentru că Domnul le dă soare, lună, stele, viață, toate le dă și ei nu simt nimic. De ce? Pentru că sunt bolnavi cu mintea și cu inima și cu toate ale ființei lor. Pentru că oamenii nu se mai minunează. De ce nu se mai minunează? Când văd minunile, pentru că n-au minunea în ei. Ei nu mai văd minunile pentru că nu se mai minunează. Și nu se mai minunează pentru că n-au în ei minunea, pentru că nu văd. Și atunci, în Sfânta Biserică, în spitalul duhovnicesc, prin icoană, iubiți credincioși, ne mângâie Dumnezeu sufletul văzând atâtea culori, atâta ansamblu, atâta perfecțiune, atâta armonie, atâta putere, ferestre către cer. Te uiți pe o fereastră și vezi dincolo cerul și pădurea înverzită. Te uiți pe altă fereastră și vezi florile și toate celelalte. Dar noi ne uităm la aceste ferestre, vezi pe Sfânta Ecaterina, nu știi nimic. N-ai înțeles nimic. Nu știi viața ei. Te uiți la Sfântul Gheorghe, habar n-ai, nu știi nimic. Te uiți prin această fereastră și nu pricep. Te uiți la prasnicul pogorârii Duhului Sfânt sau al botezului Domnului și nu e nimic decât culoare și atât. Nu pricep pe fereastră. E ca și cum te uita, ai vedea cerul, ai vedea florile,
Ai vedea totul afară și nu pricepi, nu simți nimic. Și așa se întâmplă. De ce? Că s-a îmbolnăvit omul la minte și la inimă și nu mai are bucurie și veselie. De ce? Pentru că nu mai are pe Duhul în el, are Duhul lumii. Și aici în biserică, prin icoană, pătrunde bucuria și veselia, prin cântare, pătrunde bucuria și veselia, prin tămâie. Toate acestea ne mângâie prin culoare, prin miros, prin sunet, ne mângâie Domnul Dumnezeu prin brațele Lui părintești și în planul fizic ne apucă prin Fiul și în suflet ne transmite un gând, un omcet prin Duhul, aducându-ne prin toate acestea la relația noastră de fi față de Tatăl. Dar, iubiți credincioși, de ce oare? Pentru că noi nu mai avem simțul, cum am spus, sacrului dezvoltat. Noi căutăm un ambient în lumea aceasta, unde să ne îmbrăcăm noi frumos, într-un anturaj care credem noi că e special, și nu ne bucurăm de anturajul Sfinților, a Îngerilor și a Maicii Domnului și a Bunului Dumnezeu, ci ne bucurăm de un anturaj cu niște oameni muritori, trecători, care au vreo funcție, vreo slavă sau vreo putere. Și dacă vine Domnul cu tare sau cineva, ai lăsat toate, ți-a anulat toate și te duci acolo să fii în acel anturaj, ca să bifezi și tu că în viața ta te întâlnești cu nu știu cine. Dacă se dă o masă bogată, ai lăsat toate, te-ai dus acolo. Pentru că te bucuri de nu știu ce bunătăți mai sofisticate, dar nu realizezi că în fața ta este trupul și sângele Domnului. Nimic mai important în cer și pe pământ, de care se cutremură îngerii și n-au curajul și n-au voie să vină să le facă pe ale pereutului la Sfânta Liturghie. Dacă te duci în lumea aceasta și vrei să bei ceva, vrei să gusti ceva, vrei să miroși ceva, vrei să stai într-o atmosferă, vrei să vezi lucrurile lumea acestea, o altă descoperire științifică, cauți lucruri din lumea aceasta ca să-ți confirme și ție că ești cineva, că ai ajuns și tu la un nivel, că simți și pricepi și tu ceva și ai vrea să trăiești într-o bucurie și într-o veselie. În ce? Într-o lume falsă creată de om din inspirația dracului. Și atunci aceasta nu este decât un foc de artificii de o clipă în care marele iluzionist ți-a mai dat încă o iluzie, încă o iluzie, încă o iluzie până te pierde. Și îți creează aceste stări de extaz trupesc sau sufletesc în care pentru o clipă sclipești și deodată cazi mai mult decât ți-ai putut închipui. Pentru că se consumă mai multă energie ca să satisfaci patima decât să biruiești patima. Și atunci, iubiți credincioși, în biserică vii în spitalul duhovnicesc. Și aici se umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Și toate simțurile le curățești, toate ale rațiunii le împlinești, toate cele ale sufletului le dezăvârșești și toate ale Duhului le cuprinzi de Duhul Dumnezeu și adevărata bucurie și veselie vine în inima noastră, pentru că noi avem legătură directă prin Fiul cu toată, cu Sfânta Treime, cu Tatăl și cu Duhul și ce vrei mai mult, deschidere desăvârșită către cer, către univers, nu către o bucățică din lumea aceasta pe care noi o căutăm, o răvnim, plătim, ne chinuim, ne străduim și când o avem, s-a consumat. Nu mai e nimic. Și aici e totul gratis, în dar. În dar ați primit, în dar să dați și bisericile sunt goale și oamenii nu vin și bisericile dau totul pe Dumnezeu. Și oamenii nu simt, ba mai mult decât atât. Nebunia, iubiți credincioși, arhiereilor și preoților și cărturarilor și teologilor, care opresc poporul de la Euharistie. Păi dacă el nu se învață în fiecare zi să mulțumească pentru toate și să le împlinească în Euharistie și mulțumire, cum să fie mulțumit? Cum să fie mulțumitor? Cum să mulțumească pe alții? Cum să trăiască el dacă este bolnav, duhovnicește, sufletește? Și atunci, iubiți credincioși, cu cât este boala mai mare, cu atât medicamentul este mai puternic. Cu cât este omul mai neputincios, cu atât devii mai îngătuitor cu el și cer mai puțin, ca să-l poți să facă încă un pas spre vindecarea lui. Și acolo unde s-a îmbulțit păcatul, a prisosit harul în vremurile acestea, de păcat, de întunecime, de duh lumesc, toată biserica biruitoare, iubiți credincioși, se luptă pentru biserica de pe pământ, luptătoare, când noi suntem într-o mlaștină în continuu și într-un fum, suntem într-o ceață, se luptă biserica pentru noi și marele arhiereu și marele împărat
iartă, dezleagă, luptă pentru noi, binecuvintează și blochează această lucrare preotul în fața Sfântului Altar, aducând ca argument canonul și rânduielile și anumite înțelesuri greșite, dar, cum spunea frumos, dacă ați ascultat cuvântul de azi dimineață, care l-am postat din Sfântul Ierarh din Dorobanțu, de ce mai spuneți, luați, mâncați, beți cu acesta toți, dacă pe oamenii alungați? De ce mai spuneți, iubiți credincioși, de ce mai spune preotul că a ridicat blestemul legii și a canoanelor și a rânduielii? Pentru ce? Pentru euharistie și vrednicie. Nu venim cu vrednicia de casă și ne învrednicește pe noi stăpâni a ne împărtăși. Deci dacă cerem să ne învrednicește, înseamnă că nu suntem vrednici. Și atunci dacă nu suntem vrednici, totdeauna nu suntem vrednici, ci venim la un alt nivel și pe alt nivel și oricât de sfinți am fi. Spune precum Sfântul Sisoie, ce-ți dorești, Sfinte, înainte de moarte? Să mă mai căiesc un pic. De ce? Ca să mă mai învrednicească Domnul un pic în împărăția celor. Și această stare de smerenie, iată că vine Domnul, iartă, curăță, desleagă și vrea de la noi milă voiesc, iar nu jertfă, iubiți credincioși. Și atunci, prin această milă față de noi și față de aproapele, Domnul se jertfește pentru noi și ne dă cel mai mult. Să avem în noi bucurie și veselie. Și repet iarăși, dacă ai plecat de la Sfânta Liturghie, de ce nu ești mulțumitor? Dacă ai venit, de ce nu mulțumești lui Dumnezeu venind la împărtășit? Că atâta poți să-L mulțumești pe Dumnezeu. Îți dau trupul și sângele meu, primește-mă în inima ta. Cu atât îl poți mulțumi pe Dumnezeu. Atâta-ți cere să te deschizi. Bat la ușa ta, deschide-mi și eu voi intra. Dacă ai venit aici, de ce nu ești bucuros? De ce n-ai veselie? De ce Duhul Lumii este în tine mai mare decât Duhul Dumnezeu? De ce problemele lumii sunt mai mari decât problemele Universului și problemele care le aduce Domnul Dumnezeu? Pentru că ești din lumea aceasta, nu din lumea lui Dumnezeu. Și aici e sporadic, secvențial, pentru o clipă, duminica, când și când, dimineața și seara. De ce nu trăim noi plenar în toată biserica, cu pace să ieșim din biserică și din liturghia aceasta și continuăm în Marea Biserică și în liturghia cosmică cu Dumnezeu prezent. Și uitați, nemulțumiți, cârtitori, neatenți, nemulțumitori, pentru că inima este bolnavă și nu este sensibilă. Și în casă, și în familie. Stați și închideți ochii pe 24 de ore, cât avem noi în noi starea de bucurie. Pentru că luăm ceva din viața de zi cu zi, ne întristăm, și acel ceva din viața de zi cu zi este mai mare decât marele ansamblu pe care îl dă Dumnezeu. Pentru că cel ce este în lume este mai mare decât cel ce este în tine Hristos. Atunci nu ești creștin. Pentru că nu pui valorile lumii duhovnicești mai presus decât valorile lumii acestea trecătoare. Și Domnul asta spune, eu mă rog pentru aceștia, nu pentru lume. Eu mă rog ca aceștia să rămână în mine și prin mine în Tatăl. Eu mă rog ca aceștia să se umple de bucurie și de veselie și să aibă viață în ei și să îi înalți împreună cu mine. De aceea, după fiecare liturghie, dacă nu trăim, iubiți credincioși, potrivit darului care l-avem în noi și dacă lucrurile din lumea aceasta reușesc să ne biruiască starea din noi, înseamnă că nu credem că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. În continuu să repetați acest cuvânt ca să realizați darul pe care l-aveți în voi. Și dacă aducem pretexte lumești, de sănătate, de avere, de orice conjunctură care ne fură starea de bucurie și de veselie, înseamnă că am renunțat la Dumnezeu din noi și ne-am uitat la un aspect din lumea aceasta. Creștinul trebuie să dovedească că este creștin pentru că răspunde și respectă cuvântul Apostolului. Neîncetat bucurați pentru toate să fiți mulțumitori și veseli. Pentru toate trebuie să fiți senini, împăcați și într-o rugăciune neîncetată. De ce? Pentru că Hristos euharistic este în inima noastră. De aceea, iubiți credincioși, ca să concluzionăm, mergem de la înălțare către pogorârea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că în interiorul nostru, în continuu, trebuie să fie răstignirea egoului, învierea eului, înălțarea a sinelui nostru și o prezență continuă a Duhului Sfânt. Dacă nu avem măsura aceasta, înseamnă că practicile împărătești n-au conexiune în noi.
trebuie să fiți conștienți că cel mai mare dar este în biserică, cel mai mare dar este în inima voastră, trăiți în bucurie și veselie potrivit cu darul care este în voi, Hristos Euharistic. Amin.